biserici, mănăstiri, teatru și cimitir. Asta e ce crede primăria că interesează turiștii din capitală. În preajma Ministerului de Interne, Ministerul Poliției, unde se întoarce troleul 30 care duce la aeroport, stă o mașină de poliție patrulare parcată pe trotuar neregulamentar, dar zice că are misiune specială. Deci mai de acolo, nu știu în ce constă misiunea lor specială, dar văd că alături e o mașină parcată fix lângă zebră și asta e interzis. Asta putem pretinde că stă pe loc de parcare, parcare amenajată. Dar jeepanul acela stă în loc neautorizat. Totuși, polițistul nu o vede, nu o observă, probabil e vreun șef de-a lui din MAI. Misiunea dumneavoastră aici, pentru ce stați? Pentru ce stați cu mașina pe trotuar? E vreo misiune specială? E problema de furizare a intersecțiilor. Da? Deocamdată văd că nu e necesară intervenția poliției, nu? Situația trebuie să rămânem și prea mult transport, ne implicăm și defurizăm transportul. Am înțeles. Dar nu vă interesează o mașină parcată neregulamentar, de exemplu? Fost fixate, o să fie transmise citații la domiciliu. Fost fixate proprietate. Da? O să fie transmise citații la domiciliu. Ele sunt dumneavoastră aici. Bun, poate-s colegia noastră de MAI. N-am idee. Înțeles. Hai că nu-i dracu chiar așa de negru. Avem șteafă și sală cu orgă. Lăsa-mă chestii bregă aici.